Iertarea vine la rândul ei și cu niște fapte de iubire pe care trebuie să îi le arăți celui de lângă tine. Iertarea, să știți că, adică neiertarea, consumă foarte multă energie. Mintea ta, de asta e importantă iertarea în post. Pentru că tu cu mintea trebuie să fii la Dumnezeu. Și dacă tu ai pe cineva care te mâhnește din cauza căruia te mâni sau pe care efectiv nu-l poți suporta, nu-l poți ierta, mintea ta va fi numai acolo. Nu o să te gândești la nimic altceva, o să-ți ocupe atât de tare viața, timpul, astfel încât rugăciunea ta va fi tot timpul fracționată, tot ceea ce vei voi să faci pentru Dumnezeu și pentru mântuirea ta va fi tot timpul, așa cum spun Sfinții Părinți, răpit de diavol, adică furat de gândul acesta necurat pe care îl întrebi către cel care te mâhnește, care te supără și pe care nu îl poți ierta. Iată-i din mormânt și legăturile iadului ai rupt. Stricata eu sunt a morții, Doamne, pe toți din curțele vrăjmașului izbăvindu-i. Arătându-te pe tine apostolilor tăi, trimisui ai pe dânsii la propovăduire și prin trânsii pacea ta ai dăruit lumii. Unule mult milostive, iubiți credincioși, ne aflăm în această duminică cu binecuvântarea lui Dumnezeu în această frumoasă parohie și foarte frumoasă comună. Este duminica înfricoșătoarei judecăți, timp la care Sfânta Evanghelie ce s-a citit astăzi ne aduce aminte despre modul în care se va desfășura
judecata de apoi, judecata universală. Mântuitorul spune că Fiul omului va veni la sfârșitul veacurilor și se va așeza pe scaunul slavei sale, înconjurat de sfinții îngeri, și va judeca toate generațiile, toți oamenii care au trăit pe pământ. Iar criteriul de judecată va fi cel al milosteniei. Pentru că, așa cum s-a citit și în Sfânta Evanghelie, Mântuitorul va împăți oamenii în două cete, așa cum desparte păstorul caprele de oi și pe oi le va așeza la dreapta sa și pe capre le va pune de-a stânga sa. Și le va zice celor care stau de-a dreapta lui: veniți, binecuvântații Tatălui meu, de moșteniți împărăția ce este gătită vouă încă de la întemeierea lumii, căci flămând am fost și mi-ați dat să beau, însetat am fost și mi-ați dat să beau, gol am fost și m-ați acoperit, străin am fost și m-ați primit, bolnav și în temniță am fost și m-ați cercetat. Și dreptul vă spune: Doamne, dar când am făcut noi toate astea, că nu ne aducem aminte pentru Tine? Și împăratul le va răspunde: pentru că ați făcut unuia dintre aceștia prea mici frații mei, spune Sfânta Evanghelie, mie mi-ați făcut. Și de așișterea și celor care, pe care îi va așeza de-a stânga lui, le va reproșa tocmai acest lucru, că nu l-au hrănit atunci când era flămând, că nu i-au dat să bea atunci când era însetat, că nu l-au acoperit, că nu l-au îmbrăcat atunci când era gol, străin, bolnav și în temniță și nu l-au căutat, nu l-au cercetat. Iubiți credincioși, vedeți că înainte de Sfântul și Marele Post, cumva aceste trei duminici, Duminica Vameșului și a Fariseului, Duminica splendidă a Fiului Risipitor, cu acea Evanghelie plină de învățăminte, dar și această duminică a Înfricoșătoarei Judecăți, cumva ne pregătesc pentru ceea ce urmează, adică pentru această perioadă de introspecție, pentru această perioadă de mai multă rugăciune, pentru această perioadă de, dacă vreți, postire de la rău cu totul, nu doar de la mâncare. Și am început cu Duminica Vameșului și a Fariseului, când ne-am dat seama cât de importantă este rugăciunea sinceră, cât de importantă este această recunoaștere, pentru că de la asta pleacă recunoașterea vinovăției, a păcătoșeniei, a lucrurilor necurat care se află în noi și pe care trebuie să-L aducem în fața Lui Dumnezeu pentru a fi curățit. Apoi, de la această recunoaștere, am trecut prin duminica trecută, care a fost Duminica Pocăinței, când Mântuitorul ne-a așezat înainte pilda Fiului Risipitor, din care a trebuit să înțelegem că oricât de prăbușiți am fi, oricât de jos am fi, n-ar trebui să lăsăm pe diavol să ne păcălească cu dezamăgirile, ci întotdeauna să ne întoarcem către Dumnezeu și să spunem: Tată, am greșit la cer și înaintea Ta și iată, primește-mă, fă-mă ca pe unul din argații Tăi. Și săptămâna, duminica aceasta, care ne arată că după recunoaștere, după pocăință, a trebuit să susținem această întoarcere a noastră către Dumnezeu și de fapte. Și de care fapte a trebuit să însoțim drumul nostru către Dumnezeu? Păi, în primul rând, de faptele milosteniei. De faptele acestea pe care trebuie să le facem către cei care chiar au nevoie de ajutor, care sunt într-o situație mai defavorizată, mai neplăcută, mai precară decât cea în care ne aflăm noi. Și să știți că
Nu e vorba doar de ajutorul material, milostenia se poate întinde și poate lua și forma ajutorului spiritual. Atunci când cineva este căzut, este într-un necaz, este într-o depresie, este, eu știu, în tot felul de încercări la care îl supune viața, și atunci ajutorul nostru se poate întinde către acel om care este în cele din urmă aproapele nostru. Intrăm în post și să știți că mai e nevoie de câteva lucruri foarte importante. Primul dintre ele este iertarea. Și când ne apropiem de Sfânta Împărtășanie și când intrăm în post și când încercăm să arătăm celorlalți că suntem creștini și că știm cu ce se mănâncă treaba asta, creștini ortodoxi fiind, mai sunt și unii care bacitoba foarte tare pe tema asta, a trebuit să facem această introspecție pe care o face și Vameșul, da, la Duminica Vameșul și a Păcătosului, să vedem, Doamne, noi cât de capabili suntem de fapt și de drept să iertăm. Pentru că exercițiul ăsta al iertării trebuie să fie unul total. România au o vorbă, zice, greșeala mărturisită pe jumătate iertată, dar să știți că nu există iertare pe jumătate. Că nici Dumnezeu nu iartă pe jumătate. Dumnezeu când te iartă, te iartă de tot. Nu o ia pe fracții. Mai mult, El ne spune, rugăciunea domnească, nu? Toți spunem așa, și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri, adică iartă-ne nouă păcatele, precum și noi le iertăm celor care ne greșesc nouă, celor care ne păcătuiesc nouă. Și povestea asta cu iertatul de adevăratele e o meteahnă veche pe care eu am întâlnit-o mai ales ca duhovnic la scaunul spovedaniei, pentru că mi-am dat seama că oamenii de fapt nu iartă pe nimeni de adevăratele. Adică mai e și vorba elaltă, te iert, dar nu te uit. Adică nu te-am iertat în consecință. Că iertarea vine la rândul ei și cu niște fapte de iubire pe care trebuie să îi le arăți celui de lângă tine. Iertarea, să știți că, adică neiertarea, consumă foarte multă energie. Mintea ta, de asta e importantă iertarea în post. Pentru că tu cu mintea trebuie să fii la Dumnezeu. Și dacă tu ai pe cineva care te mâhnește din cauza căruia te mâni sau pe care efectiv nu-l poți suporta pentru că nu-l poți ierta, mintea ta va fi numai acolo. Nu o să te gândești la nimic altceva, o să-ți ocupe atât de tare viața, timpul, astfel încât rugăciunea ta va fi tot timpul fracționată, tot ceea ce vei voi să faci pentru Dumnezeu și pentru mântuirea ta, va fi tot timpul, așa cum spun Sfinții Părinți, răpit de diavol, adică furat de gândul acesta necurat pe care îl întrebi către cel care te mâhnește, care te supără și pe care nu îl poți ierta. De altfel, aș vrea să vă spun că există studii, inclusiv medicale, care arată faptul că la mâhnie, la mâhnire, la supărare, că atunci când nu poți să ierți pe cineva, e un disconfort inclusiv psihic. Nivelul cortizolului în sânge crește la niște cote alarmante, iar cortizolul ăsta este foarte legat de nivelul de stres pe care îl avem fiecare din noi. Iar stresul este la rândul lui la baza tuturor dezechilibrelor care apar la nivelul sistemelor organismului, că vorbim de sistem nervos, sistem endocrin, sistem sanguin, sistem respirator. Și apoi ne trezim că facem tot felul de boli, că avem tot felul de afecțiuni, că avem o imunitate scăzută și așa mai departe. Și asta pentru că noi înșine ne punem la risc ne făcând un lucru foarte simplu, iertând. Iar înainte de post,
chestiunea asta este una vitală. Să ierți. Să ierți ca să poți să postești. Pentru că dacă n-ai iertat și crezi că postești, ești doar la o dietă care se întinde pe 50 de zile. N-ai niciun folos în afară de câteva grame pe care s-ar putea să le pierzi, pentru că, sigur, o să compensezi nemâncatul de carne și altă proteină animală în post cu multă pâine, s-ar putea să ești mai gras decât ai intrat, ceea ce ar fi o nenorocire, pentru că n-ai folos de niciun fel. Nici duhovnicesc, pentru că nu știi să te împaci cu vecinii tăi, nu știi să te împaci cu cei din casa ta. Uneori, să știți că este chiar, ai zice, paradoxal, dar nu e paradoxal, că toți trăim asta și ne aflăm în asta, cele mai mari încrâncenări sunt, de fapt, în sânul familiei. Părinții nu-și iartă copiii, copiii nu-și iartă părinții, frații, surorile între ele, nu se iartă unii pe alții, se țin acolo în dușmănie toată viața lor. Nu pot să treacă peste niște lucruri pentru că sunt mult prea orgolioși. Deci asta cu iertarea vine la pachet cu faptele de milostenie pe care Evanghelia ni le pune în fața asta și care sunt criterii de judecată al Lui Dumnezeu pentru lume. Dar mai e ceva. Mai e ceva pentru că, iată, astăzi lăsăm sec de carne și săptămâna viitoare sec de brânză și intrăm în postul mare. Există o regulă prin care acest post se face și anume, atunci când postești, ce spune Sfânta Evanghelie? Nu-ți moli fața. Nu te mai arăta așa smerit și lovit și secătuit și anemic, să te îmbraci în negru, să zică lumea, vai, dar ce sfânt e ăsta, mai are un pic și izvorăște mir. Nu, dimpotrivă. Sfânta Evanghelie spune, nu, piaptă-ne părul, arată-te frumos, că nu trebuie să știe nimeni că tu postești. Pentru că Tatăl tău care este înascuns va vedea lucrul ăsta și te va răsplăti. Și asta arată, de fapt, pentru cine postești. Postești ca să te vadă lumea, postești pentru alții sau postești pentru Dumnezeu, pentru ca să îi arăți lui Dumnezeu că dacă porunca lui e aceea de a posti, tu o vei împlini. Părintele, cu siguranță, vă va explica mult mai multe duminica viitoare la duminica izgonirii lui Adam din Rai, care este și în temeierea sau temeiul sau ceea ce stă la fundamentul postului pe care îl practicăm noi. Revenind însă la duminica aceasta care se numește A înfricoșătoare judecăți, este înfricoșătoare pentru că dimensiunea ei este foarte mare. Toate generațiile la judecata de apoi vor fi judecate deodată. Toți cei care au trăit vreodată pe pământ de la Adam până la acel moment. Acesta este lucru pentru care este înfricoșător, pentru că toți vom fi acolo. Apoi ea se petrece după un colaps cosmic. Universul, așa cum îl știm, nu va mai exista în rânduiala, în ordinea pe care o știm. Deci sunt niște evenimente care preced acest moment de dimensiuni cataclismice foarte mari, universale, și de aceea este înfricoșătoare. Faptele noastre vor fi puse în față, noi ne vom judeca pe noi înșine prin faptele pe care le-am făcut. Iubiți credincioși, este important și vital să înțelegem că astăzi, poate mai mult ca niciodată, e nevoie de a arăta prin fapte cine suntem. Pentru că de vorbe, vorba românului, suntem sătui. Vine acum anul acesta în care o să auzim vorbe peste vorbe, peste vorbe, peste vorbe. Faptele sunt cele care definesc omul. Faptele sunt cele care arată de fiecare dată dacă omul ăla are cuvânt sau nu. Și astea spun și despre noi.
când te declar creștin și ortodox și te duci pe toate platformele, pe Facebook, pe unde te mai duci, să spui, să te bați cu pumnul în piept că tu ești dac și ortodox și român, dar faptele tale sunt pe altă stradă, se numește simplu ipocrizie. Când tu vrei să te arăți pe tine mare postitor, evlavios și rugător, dar nu știi să faci milostenie și nu știi să-l ajuți pe cel de lângă tine, înseamnă ăla din casa ta, nu mai departe de casa ta. Că cine nu-și ajută măcar apropiații și sare că face el pe marele sfânt în viață și ajută pe unul de la colțul străzii, să știți că nu e bun, adică nu, asta nu arată bunătate. Asta arată dezinteres, asta arată că o face pentru el însuși. Că milostenia implică și jertfă, să știți, implică consum, consum de energie când ajuți pe cineva. Și v-am spus, nu e vorba doar de ajutorul acesta material, este vorba și să stai de lângă cineva atunci când are o problemă, să-l asculți. Sunt multe, lumea are nevoie astăzi să fie ascultată. Nu vedeți că e o degringoladă totală? Nu vedeți că nu mai știm încotro să o apucăm? Nu vedeți că toate valorile naturale, nici nu mai zici morale, naturale ale lumii sunt răsturnate, sunt întoarse? Nu vedeți că suntem atrași în tot felul de capcane din astea în care suntem tentați să acceptăm lucruri de neacceptat? Ați avut ieri hramul acestei Sfinte Biserici pe care îl sărbătorim astăzi. Sfinții 40 de mucenici care prin jertfa lor sunt exemplu, dar în același timp, așa cum am spus în fiecare an de când vin aici, este și ziua de pomenire a luptătorilor anticomuniști, a celor care au suferit în pușcăriile comuniste și care sunt exemplu, ei sunt osatura, sunt coloana vertebrală, sistemul osos, dacă tot am vorbit de sisteme și de modul în care stresul le afectează, dar ei sunt sistemul osos al acestei națiuni. Nu vedeți că sunt îndepărtați, că nu se vorbește despre ei atât de mult cât ar trebui să se vorbească? De ce? Pentru că tendința e să fii moluscă, să fii amibă, să fii nevertebrată, așa, să nu ai niciun fel de reper, să n-ai de ce te agăța. De ce ne-e rușine cu părinții, cu strămoșii, cu bunicii noștri? De ce nu vorbim despre ei? Spuneam duminica trecută la Duminica Fiului Ispitor că acel băiat care s-a întors la tatălui și a adus aminte că are un tată, deci el și-a adus aminte că are o familie, și-a adus aminte că are o istorie, că nu vine de nicăieri și pleacă nicăieri. Că are totuși o moștenire ereditară, că se poate lega de ceva. Și noi avem. Și este important să o valorificăm. Și este important să ne aducem aminte de lucrurile astea, pentru că ele ne leagă mai departe de strămoșii noștri cu care ne vom întâlni cu toții și pe care îi vom întâlni pe toți la judecata de apoi, acolo, în fața lui Dumnezeu. Și faptele noastre ne vor judeca, și ei ne vor judeca. Pe câți îi mai pomeniți la Sâmbăta Morților? De câți vă mai aduceți aminte? Pe câți îi aveți în gând dimineața când vă treziți din aia care au trecut? Câți? Câți? Se pierde în uitare, noi suntem mai deștepți decât toate generațiile care au apărut înaintea noastră și credem asta, ne împăunăm cu asta. Nu e asta o formă de trufie, nu e asta o formă de păcat, nu e asta o formă de a da cu barda în Dumnezeu și în tot ceea ce a lăsat El pe pământ? Ba da, este. Ba da, este, pentru că nu știm să prețuim ceea ce generațiile din urmă ne-au lăsat, așa cum nu știm să prețuim, și dovada o fac timpurile pe care le trăim acum, toată jertfa ălora care au murit în pușcăriile comuniste, a tuturor celor care au învățat pe pielea lor și au consumat pe pielea lor baciocora unui sistem absolut ticălos și criminal. Da, ei sunt cei care ne judecă cumva, nu din umbra istoriei, ci din lumina istoriei, pentru că noi
prin jertfa lor nu avem o istorie întunecată, ci spune că avem o istorie luminată. Jertfa lor este jertfă mucenicească. Pe sângele lor se construiește viitorul acestei țări. Doar că trebuie să fim atenți la toate lucrurile astea. Trebuie să ne introducem și noi cumva în această logică pe care au avut-o ei, în această nevoie de a fi drepți înaintea lui Dumnezeu pe care au avut-o ei. Nu suntem vrednici. Nu merităm sacrificiul pe care l-au făcut, dar măcar putem încerca să ne ridicăm cât de cât acolo, putem încerca să reparăm, să restaurăm, dacă vreți, relația pe care au avut-o ei cu Dumnezeu prin relația pe care o avem noi cu Dumnezeu. Și ar trebui să fie una eminamente sinceră, însoțită de recunoașterea propriei nevrednicii, de pocăință, dar și de fapta bună care ne leagă cu Dumnezeu. Iubiți credincioși, s-au făcut filme, s-au scris cărți, a fost totul, treaba asta cu judecata pare așa mai mult apanajul celor care sunt absorbiți de cataclisme, tragedii, lucruri de-astea cu foarte multă adrenalină în ele. În fapt, Mântuitorul Hristos, când se referă la judecata de apoi, așa cum am citit în Evanghelia de astăzi, nu o face atât de îngrozitoare așa cum ar putea să ne facă unii să credem că ar fi. Ci El ne spune ca un părinte, dacă ești bun și dacă ai fost bun, o să primești bine. Și dacă nu vrei să faci bine cuiva, dacă mă iubești și vrei să fii cu mine, gândește-te că atunci când ai făcut bine lui, când i-ai întins o haină, când i-ai dat un pahar cu apă, când l-ai îmbrăcat, când l-ai căutat, când ai fost în spital după el, dacă nu-ți place ție de ăla și nu vrei să faci lucrul ăla, gândește-te că în locul lui sunt eu, pentru mine ai face-o? Și asta e întrebarea pe care trebuie să vă puneți în fiecare dată. Nu trebuie să vă placă neapărat cel din fața voastră, ci să-L identificați pe El cu Hristos. Și atunci te întrebi, pentru Hristos aș face-o? M-aș duce la spital? M-aș duce să-i caut pe apă la pușcării? Asta e, au greșit, dar m-aș duce să le duc o masă, să le fac ceva. M-aș duce, că și ea sunt oameni, că toți greșim, și noi am greșit, și ei greșesc, și toți suntem în aceeași situație. Și nu putem să ne uităm atât de mult la greșeli, cât mai degrabă la suflet. Și Dumnezeu are nevoie să fim ca El. Mântuitorul a spus așa, n-am venit să judec lumea, ci să o mântuiesc. Deci încă suntem în perioada aceea în care Dumnezeu mântuiește lumea. Hai să profităm de perioada asta. Hai să înțelegem ce trebuie să facem. Haide să nu ne lăsăm pierduți. Haide să nu mai dăm ocazii vrășmașului să ne înșele cu tot felul de lucruri care ne duc în altă parte. Să aveți post binecuvântat și să ne rugăm lui Dumnezeu să ne așeze și pe noi în dreapta Lui, acolo cu binecuvântații Tatălui, astfel încât să avem parte de moștenirea împărăției sale. Amin. Ne bucurăm în mod deosebit că în această sfântă zi de duminică, din perioada triudului, ne aflăm la parohia Greacă ca invitație, ca urmare a invitației pe care părintele Alin Georgescu și părintele Aurel Popescu ne-au făcut-o. Mă bucur că sunteți în număr atât de mare astăzi, în frunte cu domnul primar Florin Surduleasa. Mă bucur că vecinii noștri de la parohii, preoții, vecinii au venit astăzi să fie alături de noi la acest eveniment pastoral din viața comunității de la Greaca. A trecut ceva timp de când n-am mai poposit în parohia dumneavoastră și
Venind astăzi, mă uitam cât de luminoasă, cât de frumoasă a devenit biserica dumneavoastră, biserica moșilor și strămoșilor, pentru că tot am făcut pomenirea moșilor de iarnă ieri, la sărbătoarea Sfinților 40 de mucenici. Cred că se bucură cei care sunt înscriși în ceruri, cum se spune foarte frumos, părinții și bunicii dumneavoastră care v-au dat viață, că a scos la lumină icoanele din Sfânta Biserică, pictura pe care ei au făcut-o cu multă jertfă în vremea în care au trăit. Ei s-au mutat în țara de dincolo de veac, a lui Nichifor Crainic, în Împărăția Luminii, în Împărăția lui Dumnezeu. Și faptul că îi pomeniți și că le restaurați biserica pe care ei au ridicat-o, pe care ei au pictat-o, pe care ei au împodobit-o, arată o înaltă conștiință duhovnicească și o dragoste aparte față de strămoși. Pentru că noi am venit în lume datorită dragostei părinților noștri. Într-un plan al lui Dumnezeu, fiecare existență are un destin aparte. Indiferent cât de mic, poate cât de însemnat, poate părea un suflet, o ființă în ochii unora, ea are un destin aparte și un rost pe lume. E important ca noi să ni-l descoperim cu ajutorul părinților care ne cresc, care ne educă și care fac eforturi pentru noi. Mă uitam astăzi la copiii comunității care ne-au întâmpinat tradițional cu pâine și cu sare, cât de frumos sunt împodobiți în costumașele tradiționale, cât de luminoși erau, așteptând ei ca niște pui de porumbel să primească Sfânta și Dumnezeiasca împărtășanie. E o mare bucurie să venim la Greaca în această comunitate păstorită cu multă experiență și cu multă dragoste de către cei doi părinți, de către părintele Alin Georgescu și de către părintele Aurel Popescu. Ne bucurăm să vedem că și domnul primar Surduleasa este alături de comunitate, cum de altfel în anii în care ne cunoaștem, întotdeauna a fost alături de preoții din comuna Greaca, de cei de la Puțu Greci, de părintele Eduard Dumitrache, care are și el un proiect foarte frumos la biserică, de a construi un centru pastoral cultural. Acolo, cu sprijinul sigur al comunității și cu zbaterile familiei sale. Este foarte important în vremurile acestea în care trăim cu toții, vremuri pe care nu reușim să le definim, dar aminte să le deslușim într-o societate și o epocă consumeriste în care trăiesc copiii dumneavoastră, nepoții dumneavoastră, ei sunt victime ale ideologiilor perfide care s-au strecurat și în societatea românească. Stăm de vorbă cu preoții noștri ai episcopiei, astăzi cu părintele profesor Dima de la Dobreni, părintele Robertino. Dumnealui, părintele Dima, are copilul la medicină, la Carol Davila și ca mulți dintre copiii preoților noștri, studiază la facultăți mari din țară și din străinătate. Unii dintre ei și-au desăvârșit studiile, sunt medici, sunt profesioniști, cum este Radu Vasile, alții, sigur, studiază dreptul, avocatura și așa mai departe și ne bucurăm pentru ei. La polul opus, însă, sunt și foarte mulți adolescenți care, datorită, nu știu cum să spun ca să nu greșesc, negrijii sau lipsă de experiența părinților care au renunțat și au lăsat garda jos oferindu-le prea devreme și prea mult, fără ca ei să știe să prețuiască ceea ce au primit de la părinți. Unii dintre copii au renunțat și la studii, la școală, au renunțat să mai muncească și, cum e o vorbă foarte înțeleaptă pe care le-am reamintit-o preoților noștri
care spune, zice, să-i dai copilului suficient încât el să nu fie umilit, să nu sufere, să nu fie în nevoie, dar să nu-i dai atât de mult încât el să ajungă să nu-și mai dorească nimic, să nu se mai lupte pentru nimic, să-și facă propria casă, să-și facă propria carieră, să dețină o funcție în societate, să se lupte, să strângă bănuți. Ori părinților le e foarte greu să nu le ofere copiilor ceea ce ei n-au avut cândva. Ori dacă îi ofer copilului toate, facil, fără să-l responsabilizezi, copilul acela va ajunge să nu mai își dorească nimic, să nu se mai zbată pentru nimic. Trebuie să învățați să vă rugați mai mult pentru copii și pentru nepoți, pentru ăștia care sunt sensul vieții și al existenței dumneavoastră. Sigur că biserica, așa ca o mamă, ca un dascăl bun, de peste 2000 de ani ne învață prin Sfintele Evanghelii. Evanghelia Fiului Risipitor, care și-a cerut partea de avere și a plecat departe și a cheltuit-o și apoi și-a venit în sine. Toate acestea sunt lecții, toate acestea sunt lecții care ne învață și ne dumirește și ne trezesc. Să ne ducă la o conștiință, la conștiința că există un destin al lumii și un destin al fiecărui dintre noi în parte. Astăzi este Duminica Înfricoșătoarei Judecăți. Părintele Consilier Eduard Dumitrache ne-a vorbit foarte frumos și în stilul caracteristic ne-a tâlcuit această pericopă evanghelică. Acum, nu știu câți dintre noi se mai gândesc la Înfricoșătoarea Judecată, care, într-adevăr, va avea loc, dar și sfârșitul fiecăruia dintre noi va avea loc. Și atunci ce mai contează pentru tine, suflete, faptul că va avea loc în Înfricoșătoarea Judecată dacă tu vei fi murit. Odată cu tine se încheie o lume și nu te mai interesează, nici nu mai știi ce va urma după tine. Societățile consumeriste văd sfârșitul lumii în ansamblul ei ca un cataclism. Dar nu vedeți că lumea piere prin ea însăși. Nu distruge Dumnezeu lumea pe care a creat-o. Noi înșine suntem vinovați de nefericirea noastră, de angoasele noastre, de tragediile noastre, pentru că nu știm să ne bucurăm cu adevărat de ceea ce avem. De faptul că încă ne mișcăm și umblăm și putem veni la Sfânta Biserică. De faptul că ne mai caută încă nepoții și copii. De faptul că avem preoți buni care, iată, fac performanțe, cum este Părintele Alin, care este și profesor, cu familii foarte frumoase. Iată două fete, apropo de medicină, două fete mediciniste. Avem o mie și una de motive ca să fim fericiți. Dar este important să nu uităm de suflet, iubiți credincioși. Este important ca fiecare dintre noi să ne rugăm pentru mântuirea sufletului. Asta ne învață biserica, fără să ne agreseze, fără să ne umilească, fără să ne jignească. Avem foarte mare nevoie de ajutorul lui Dumnezeu, pentru că, vedeți, mai devreme sau mai târziu, toți vom sfârși și vom muri. Unde ne vom duce? Mergeți în cimitir și uitați-vă la cei care nu mai sunt, la moșii, cum sunt numiți, pe care le facem pomenire acum și în sâmbetele care vor urma. A doua, a treia și a patra din postul mare. Apreciem în mod deosebit activitatea frumoasă a preoților de aici din comună și consilierii de la Centrul Eparhial s-au gândit ca în anul acesta omagial 2024 al milei Domnului celor mai vrednici dintre preoții vrednici să le fie conferit o distinție din partea episcopiei noastre. Ordinul Sfântului Mare Mucenic Gheorghe în chip de cruce, foarte frumos editată, pe care dorim să o oferim astăzi
celor doi preoți de aici, de la parohie, părintelui Alin Georgescu, întrebându-vă înainte pe dumneavoastră dacă este vrednic. Vrednic este? Vrednic. Vrednic este, vrednic este, vrednic este. Semenii părintelui coleg, părintelui Aurel Popescu, pentru activitatea sa frumoasă pastorală, îi oferim aceeași distincție a Sfântului Mare Mucenic Gheorghe. Vrednic este? Da. Vrednic este. Vrednic este, vrednic este, vrednic este. Avem din vecinătatea parohiei, de dincolo de pădure, de la Vlad Țepeș, un preot foarte vrednic, care a făcut lucruri extrem, extrem de frumoase și care a plecat, cred eu, de la Puțu Greci, de la Zboiu, din parohia Zboiu. Și deloc este fiind din greacă, ei, vedeți, m-a salvat și de data asta, Părintele Protopop. Aceeași distincție, Părintele Gabriel Flămânzeanu, vrednic este? Vrednic este. Vrednic este. Vrednic este, vrednic este. Ne bucurăm în mod deosebit, iubiți credincioși și credincioase, domnul primar, pentru faptul de a fi împreună astăzi în această frumoasă biserică. Îi felicităm pe preoții dumneavoastră, apreciem în mod deosebit și candelabrele, care în limba greacă se numesc Horos. Doar în Grecia am văzut așa minunății la muntele Athos și prin catedralele din Grecia, de la Salonic și de la Atena. Vă felicităm! Aveți o pictură foarte luminoasă. Deci vă place pictura, da? E frumoasă. E frumoasă ca dumneavoastră să fiți sănătoase, să vă bucurați de copii și de nepoți, să fiți sănătoase, să vă vedem și la 100 de ani. Văd că niciuna dintre dumneavoastră care munciți pământul nu purtați baston. Acum cred că v-ați lăudat un pic, dar chiar nu purtați baston. Asta e pentru că munciți la pământ. Am văzut că au scos și utilajele, domnul primar, se pregătesc să are, să semene. Toată lumea își primenește curtea, își taie pomii, își curăță via și așa mai departe. Este o perioadă de primenire și pentru sufletele noastre. Astăzi se lasă sec de carne și de mâine intrăm în săptămâna brânzii, până duminica iertării, să ne împăcăm unii cu alții și să începem Sfântul și Marele Post, care ne curățește greșelile pe care, ca niște oameni, le facem fiecare dintre noi. Că zice Scriptura, dar fi viața omului pe pământ o singură zi, nimeni nu poate să spună că este fără de păcat. Astăzi ați avut parte de o slujbă foarte, foarte frumoasă. Au venit protopsalții de la Mănăstirea Antim, unde și acolo, ca și aici, ieri a fost mare hram. Au avut priveghere, i-am văzut cântând acolo, o mănăstire foarte importantă din capitală, unde au păstorit duhovnici mari, unii retrași pe la Durău, Părintele Daniel, care a plecat de la Antim, Sandu Tudor, pe urmă duhovnicii, Părintele Sofian Boghiu, s-au împlinit 95 de ani de când s-a născut acest mare părinte, duhovnici mari, Adrian Făgețeanu și ceilalți. Este bine că la Mănăstirea Antim, acolo unde se cântă psaltic, aceste cântări minunate pe care le cântă doar călugării la mănăstire, le-au adus și aici la parohia dumneavoastră ca să ne bucure astăzi la zi de hram. De aceea îi felicităm pe părinți că au avut inițiativă și pe protopsalți pentru cântările frumoase. Doamnelor,
sunteți mărțișoarele noastre. Să fiți sănătoase, să aveți o primăvară frumoasă, să vă bucurați de tot ce vă da Dumnezeu. Iar domnului primar, pentru că întotdeauna a fost alături de noi, de preoții noștri, vrem să-i oferim o icoană frumoasă, să pună în biroul domniei sale, icoana Sfinților Trei Ierarhi, învățătorii ai lumii și ierarhi. Vi o oferim cu mare drag, să aveți amintire. Vă felicităm! Am avut aplaudători astăzi aici. Uite, astăzi știți că este ziua cuiva. Să-l aplaudăm și pe Pavel Blanș. Să-i dăm icoana aceasta. Că, uite, ăsta e cel mai bun dintre diaconi. Toți sunt buni. Dar e ziua lui de naștere astăzi. Nu-l aplaudăm și pe... Să-i dăm și lui o icoană. Să spun că eu am botezător acolo. O icoană pentru diaconul Pavel Blanș. Nu-l întrebați câți ani a făcut? Nu-l întrebați. Uite, poate spune nevastă sau Larisa acolo. 33. 33 de ani. Unde sunt copiii? Ca să vadă aici că și părintele cu Larisa, dânsa e soția dumnealui, are nume de oraș frumos, vechi, antic. Larisa, un oraș din Grecia. Au doi geme frumoși. Vă spun o poveste de viață. Primii doi s-au mutat la ceruri și atunci ei au plâns, au rugat mult, au lăcrimat și s-au născut alți doi gemeni. Dar nu sunt astăzi în biserică. Să vă trăiască! Să rămână preasfinția voastră, să rămână părinte vicar, să rămână părinte protopop. Aș începe cu... Acum trei ani de zile, când ne-ați dat binecuvântarea să începem restaurarea picturii familiei Răileanu, pictură făcută în 1960, pictură care trebuia să iasă la suprafață. Și începând de la această binecuvântare, am mers mai departe, așa cum spune și Evanghelia de astăzi, nu mi-a făcut unora mai mici, ca ai mei, mie nu mi-a făcut. Și am pornit de la această binecuvântare și am ajuns, datorită părintelui Severian Luca, un frate al nostru, am ajuns să fim la 80% din pictura bisericii. Sigur că lucrurile acestea s-au făcut cu ajutorul credincioșilor noștri, cu ajutorul tinerilor care au plecat din sat, s-au întors, dar ei n-au uitat niciodată că aparțin Bisericii lui Hristos, n-au uitat niciodată că sunt de la greacă, că au fost botezați aici, au fost cununați aici. Așa cum spune Sfântul Serafin de Sarov, că în biserică te bucuri, în biserică te întristezi, în biserică treci prin toate lucrurile vieții acestea. Ei au venit și au pus fiecare, în primul rând, sufletul său, sufletul lor, pentru restaurarea acestei biserici. Sigur că picturii bisericii. Sigur că lucrurile au fost grele și anevoioase. De multe ori și ispitele și încercările vieții acesteia. Dar am continuat. Am continuat și ne-am gândit la Mântuitorul Hristos, care ne adună pe toți. Unde sunt doi sau trei în numele meu, sunt și eu cu ei. Și dragostea lui Hristos ne-a făcut să mergem mai departe, uitând de toate greutățile vieții acesteia, uitând de toate lucrurile grele ale vieții acesteia. Și am ajuns în această, dacă vreți, în această fază a picturii, iar după hramul acesta continuăm ca să ducem spre desăvârșire toată
toată lucrarea aceasta, că trebuie terminată. Așa cum ne rugăm de cele mai multe ori ca Dumnezeu să ducă la desăvârșire toată lucrarea noastră, tot ceea ce facem noi. De aceea și numărul mare de credincioși care au venit și au răspuns cererilor noastre și a mea și a Părintului Aurel Popescu. Și eu zic că avem toate oportunitățile să mergem mai departe. Să știți că, așa cum a spus Preasfinția voastră, un ajutor substanțial l-am avut și din partea primăriei, din partea domnului primar. De fiecare dată când am cerut ajutorul dumnealui, n-a continuat să vină cu ajutorul său. Și a tuturor celor care, iată, au venit astăzi alături de Preasfinția voastră. An de an, de fiecare dată, sunteți în mijlocul nostru. Și vreau să spun că credincioșii noștri sunt bucuroși pentru faptul că au venit și în număr mare la Sfânta Biserică. Nu i-am chemat, ei au venit singuri. Mulțumim Preasfinția voastră pentru toate pe care dumneavoastră le-ați făcut pentru noi, Sfinția voastră. Acest buchet frumos, de aici vreau să îl ofer părintelui Pavel Blaj, dar pentru soția Larisa, are 33 de ani, să aveți grijă de el. Întotdeauna vedeți cum sunt diaconițele, viitoarele preotese, tot timpul îi secundează, vin cu dânsii la slujbe, altfel spus, nu îi lasă niciodată singuri. Să n-aibă vertij, să n-aibă emoții. Părinte Aurel, știți. Preasfințite Părinte Stăpâne, Preacuvioase Părinte Vicar, Părinte Protoiereu, Părinte Secretar, Preacucenici, Părinți iubiți credincioși, suntem în anotimpul primăvara, iar anotimpul primăvara este un anotimp frumos al bucuriei. Pentru noi este o dublă bucurie, dacă îmi permite să spun lucrul acesta, fiindcă în mijlocul nostru, an de an, păstrând tradiția, Preasfințitul Părintele nostru Ambrozie binevoiește, deși are o agendă destul de încărcată, dar le lasă pe toate deoparte ca să fie în mijlocul nostru pentru a ne transmite binecuvântările sale de pace, de liniște, pentru a ne trimite îmbrățișări încărcate de dragoste, de o binecuvântare părintească an de an. Se află în mijlocul nostru cu bucurie, noi îl primim întotdeauna cu bucurie, cu inima deschisă și iată că astăzi suntem cu toții în mijlocul bisericii, după cuvântul Mântuitorului care spune că unde sunt eu, unde sunt unul sau doi adunați în numele meu, acolo sunt și eu. Hristos în mijlocul nostru și mulțumim, Preasfințite Părinte, pentru toate lucrurile. Să rămânăm.